O mașină adusă în 2009 din Italia a trecut pe la 3 proprietari, deci a fost înmatriculată, vândută, revândută, rematriculată, retot, până când la a 4-a vânzare în matriculare, autoritățile române au descoperit că era furată. Deci după 5 ani... Da, într-un fel e normal că după 5 ani începe să mai scârție chestii prin ea, mă. Mai scârție și pe la rar, pe la matriculări. Și trebuie să pui ceva acolo, mă. Să dai și tu pe la încheieturi, să ungi pe acolo cu niște... Mă rog, cu ce se unge nu mă pricep, e treabă de specialiști. Mi-așteptam talonul la casă. În loc de talon, m-am trezit cu cei de la poliție împreună cu cei de la frontieră și m-au ridicat împreună cu mașina, ca să zic așa. Apoi a aflat că mașina cumpărată din București în decembrie 2014 figura furată din 2009 din Italia și, ca totul să nu aibă niciun sens, de atunci și până în prezent a mai schimbat 3 proprietari și la niciuna dintre înmatriculări nu s-a descoperit că era dată în urmărire generală. Da, frate, deci ăsta săracul era al 4-lea proprietar din România. Omul era cumpărător de bună credință, a cumpărat mașina de la o societate, de la un mare dealer auto, da? N-a luat-o din șanț, a cumpărat-o de la o firmă de profesioniști ai tranzacțiilor cu mașini. În plus, mașina trecuse de 3 ori pe la registrul auto și pe la matriculări, mă, deci alți profesioniști. Fii profesioniști, ce vreau! Vă văd cam mirați așa, dar dacă stăm să ne gândim, n-ar fi prima fază de desene animate auto din România. Mai știți mașina aia din fața secției 9 din București? Aia cu cadavrul sirianului în portbagaj. Stătea acolo în fața poliției de cel puțin o lună, în condițiile în care fusese dată ca dispărută din decembrie. Era pusă bine, mă, la loc sigur. Sau mașina aia confiscată de Vameș prin 2002, un Porsche cu droguri. A umblat încă 10 ani pe la diverse instituții ale statului, inclusiv la DICOT. Iar când au dus-o băieții de la crimă organizată ca să o pregătească un pic, să-i pună tehnică de ascultare, au mai găsit încă un sac de heroină în ea. Și atunci ne mai mirăm că a fost nevoie de 4 matriculări să descoperim o mașină furată acum 5 ani din Italia? E grozav, e fantastic, vă jur! Da, e grozav, ultimul cumpărător a rămas și pieton și cu banii luați. El încearcă acum să-și recupereze bănuții de la dealer. Și data viitoare când își mai ia o mașină, ca să fie sigur că nu mai găsește nimeni nicăieri niciodată, o va matricula în Bulgaria. Acolo sâmbă profesioniști adevărați. Sau, cum se zice în bulgară, profesionistă-tă adevărată-tă.